Totuși, în calitate de șef al Cancelariei 33 și... Prezidențiale, ați avut nenumărate documente la Spre îndemână pe exemplu, care le-ați comunicat președintelui. Absolut. Au fost situații în care președintele n-a ținut cont de ce spuneați? Eu vă întreb pentru că am pățit din și eu de păcate, multe ori lucrul ăsta. Din păcate, nu atunci când eram la începutul carierei mele, din păcate. Președintele nu a ascultat ce am avut să-i spun în ultimul an când eu mi-am dat seama ce se întâmplă. Pentru că eram conectată și la ce se era afară, auzeam ce vorbeau politicienii, oamenii de afaceri. Vedeam erați acea sursă alternativă sursă de informații alternativă, despre da, care ați spus da, mereu. Da. Dar președintele era acolo în birou și auzea doar ce-i spuneau Maior, Coldea. Dar de ce aveam mai multă manipulat. Încredere în ei decât în dumneavoastră? Nu știu dacă aveam mai multă încredere, dar poate pentru că până la urmă erau șefii serviciului. Dar i-ați eram... adus documente, că tocmai ce voiați să spuneți, da. Că vreau să ce spun documente? Că... Vreau să spun altceva printre documentele voastre. Spre exemplu, cazurile mari cu care se lăuda doamna Chiove și cum o să facă curățenie în marile cazuri de corupție, EADS-ul, ce s-a mai întâmplat, ceva, nimic. Am citit acel dosar de la serie, știu exact cine a luat banii și unde s-au dus. A făcut ceva doamna Chiove și îi spun eu cine a luat banii în EADS. Cine a luat banii? La emisiunea viitoare vă pot spune și dumneavoastră. Mulți care sunt acum curați și vorbesc despre anticorupție pe la televizor, mulți din presă, mulți oameni de afaceri. Asta era o altă întrebare. Ați vorbit despre anumite rețele în presă plătite cu bani. S-a mai întâmplat ceva în afară de cazul Cocoș, Bica, în care și fost achitată și nimic. Le spun eu cine au luat bani în ANRP și ce bani s-au luat în ANRP. Microsoft, în afară de cazul Cocoș, nu arestat în campania... Nume? Câte minte mai avem? Credeți vorbim despre penitenciar. Mai avem. Microsoft, în afară de Dorin Cocoș, arestat cu 2 săptămâni înainte de primul tur la prezidențial în care eu am candidat. În afară de... S-a prescris pentru toată lumea. A mai pățit cineva ceva? Nu. Adică vă n-ați sugerați că banii s-au împărțit mai departe, dincolo de aceste nume care apar în dosare? Absolut. Asta este un nimic. Este nici 1%, nici, nu știu, hai să începem, 5% din ce s-a întâmplat acolo. Nu știți de ce mă surprinde? Pentru că și Lucian Duță, cu care am făcut interviu și el condamnat, la fel ca și dumneavoastră, nu i se aprobă nicio contestație. Este incredibil ce se întâmplă și lui Lucian Duță. Am făcut și pentru el cerere să fac interviu, dar și el a sugerat și a și spus cu subiect și predicat că au fost niște generali de la SRI care au luat șpagă în povestea cu CNAS-ul. Mulți, mulți generali au fost implicați, la CNAS nu știu. În EADS, gândiți-vă că a fost un contract gestionat de Ministerul de Interne. Da? În Microsoft spuneau, nu știu, 9 miniștri implicați, 69 de politicieni și oameni de afaceri. Cine în afară de Cocoș și de Sandu și de Pinalti? Nimeni. Deci această minciună, această... Adică au spălat urmele? Nu au spălat, nu i-a interesat, au avut o miză. Dar probele există? Aveți documente? Sigur că da, sunt documente. Se află, dar le-a avut DNA-ul. O parte dintre ele se află s-a la închis. Sediul redacției noastre, ne-ați trimis sigur, niște documente, sigur. Noi o să le facem o să publice. Vedeți. O să vedeți ce găsiți acolo. O să vedeți, cred că s-au și prescris faptele. Multe fapte, într-adevăr, despre care acum pot să vorbesc și mai relaxate, sunt prescrise în momentul acesta, nu pe decizia CCR-ului. Dar cum e cu presa, doamna Udrea? Că ați spus în mai multe rânduri că jurnaliști care au ieșit și v-au atacat și v-au făcut în toate felurile, da, pe vremuri erau plătiți. Mine. Erau plătiți, erau niște rețele în presă folosite pentru oare aceste... oamenii și-a dor liniștiți noaptea? Păi se că au, pare luat, că da. Au luat bani... Cine, de, doamna? De la... cum funcționau aceste rețele de presă? Au luat de la toată lumea. Ideea este că pe vremuri finanțarea partidelor se făcea din bani privați. Că venea Buzăianu și dea bani la partid, că venea Cocoș, că veneau și dădeau din banii lor. Astăzi, statul de 200 de milioane de roni pe an să finanțeze partidele și politicienii au acasă, cum face domnul Ghinea la USR. Și a făcut o firmă prin care ia banii pe care îi dă statul la USR și îi duce acasă, pe consultanță. La vremea când făceam noi politică, făceam eu politică, finanțarea se făcea din bani privați. Că oamenii aia de afaceri aveau afaceri cu statul sau nu aveau, era altceva. Asta se putea verifica dacă au luat o afacere în mod ilegal. Dar banii aceia se cheltuiau și aici revin, nu știu, dosarul Buzăianu. Când așteptă pronunțare de la Curtea de Apel București, ce să vezi, nu sunt rău și așa se pronunță pe prescripție de 2 luni de zile. Doamna judecător. Dosarul cu Buzeanu este dosarul prin care Buzeanu a trimis la partid, la sediul partidului PDL București, pe care eu îl conduceam la vremea aceea, 2,5 milioane de euro, spun procurorii. Denunțătoarea spune că a primit mai mult. Dacă puteți să credeți așa ceva. Nu se înțelege nimeni cu nimeni câți bani s-au dat. Denunțătoarea însă, și care e topolicianul, mâna mea dreaptă la partid și în minister, spune, eu i-am primit, Elena Udrea nu i-a văzut, i-am cheltuit pe umbrele, tricouri, am dat bani presei, am plătit presa și spune numărul ce presa a plătit și câți bani a dat la presă, am făcut campanii
pentru București, un singur București, nu cu 6 sectoare, am făcut pe spectacole, am cheltuit banii la partid, spune ea. Și eu trebuie să plătesc pentru asta? Eu trebuie eventual să merg la pușcărie pentru lucrurile sunt astea? Sunt jurnaliști pe care ați plătit și dumneavoastră? Da, sigur că da. Puteți să ne dați câteva care... nume? Nu, n-aș vrea să vă dau acum nume. Dar ei știu ce... și se știu, am spus și public. Sunt jurnaliști care, cu care am avut o dispută publică. Ei spun, nu e adevărat, udrea minte. Cum să mint? Că i-am dat la birou cu toată lumea de față. Da, aveți dovezi în sensul ăsta? Dar sau doar... în mod cert, am cel care mi l-a adus odată și tot biroul care era de față, secretara, șefa de cabinet, toată lumea era acolo când i-am dat banii. Banii i-am dat acestui jurnalist. Informația dacă o căutați pe net este publică, nu o să erau numele acum, i-am dat pentru că mi-a adus documente secrete din contabilitatea trustului Antena. Da? Documente prin care erau... De documentele n-aveam respectiv. Nevoie. Mi le-a adus mie. Să le vândă. Sigur că da, să le vândă. Documente prin care jurnaliști importanți de la trust erau acuzați că retrăgeau, făcuseră, nu știu, scoseseră bani sau făcuseră ceva de acolo. Eu am luat documentele, am dat domnului Chioveși. Nu direct, prin Traian Băsescu. Anul 2000. 14. Dar așa funcționează lucrurile? Adică președintele putea să o cheamă pe doamna Chioveș și să-i spună cercetează ce se întâmplă la Antena 3? Dacă Traian Băsescu ar fi spus vreodată, nu știu acum dacă era personal sau prin Maior sau prin Colda, dar dacă Traian Băsescu ar fi spus vreodată lui Chioveș sau oricui fă asta, gândiți-vă că până acum ar fi spus-o de 1000 de ori dacă au fost în stare să-l declare colaborator al securității. Foarte scurt, mai am o singură chestie, după aia vreau să vorbim despre penitenciar, așa da. Cum am promis la început. Când ați plecat de la președinție, tot Adriana Săftoie povestește în carte că ar fi pus-o Traian Băsescu să vă spune să vă dați demisia și că ar fi avut loc această plecare a dumneavoastră pe fondul unei întâmplări într-o vizită oficială la Moscova. Vizita a fost în februarie, eu am plecat în octombrie. N-avea deci nu are legătură, nu s-a întâmplat nimic acolo. Nicio legătură. S-a îndepărtat atunci președintele Traian Băsescu de noastră, că așa reiese din cartea doamnei Săftoiu. Ați avut o perioadă în care n-ați mai avut legături la fel de apropiate? Nu. Deci nu este adevărat. Niciun moment. Dar, într-adevăr, devenisem un punct vulnerabil la vremea aceea, 2005 vorbesc. De ce, doamna? Pentru că mă atacau gruparea Patriciu pentru tot ce se întâmplase, mă atacau pentru că găsiseră un punct vulnerabil al președintelui. Nu pentru mine, pentru Traian Băsescu. Dar despre vânzarea Petromului știți ceva? Pentru că președintele Traian Băsescu, când a venit la guvernare, atunci a vrut a desecretiza contractul, după care s-a șternut liniștea. Aveți niște documente și pe acest subiect, despre ce s-a parțial, vânzarea era deja făcută, au fost presiuni să se facă această vânzare, că s-a luat șpagă sau nu, probabil că se va găsi în documente și mai multe informații despre asta, au fost presiuni ca și acum asupra României să ne vindem resursele ca să putem să fim acceptați în UE. Spuneți-mi, vă rog frumos, acum despre penitenciar, că nu mai avem foarte multe minute. Spun de acum că o să mai fac o cerere să continuăm, pentru că sunt foarte multe lucruri. Așa cum spuneam... Cum sunt condițiile aici? Adică, nu este vorba neapărat despre condiții. Condițiile le pot suporta. Problema este ceea ce se întâmplă într-un penitenciar. Nu este nicio viziune la nivelul Ministerului de Justiție, a conducerii ANP-ului, despre faptul că penitenciarul trebuie să însemne și reintegrare și reabilitare. Nu există suficient personal cât să ai activitățile care ar duce la reabilitarea reală a celor care intră în penitenciar. Pe de altă parte, nu înțeleg de ce statul cheltuie atâția bani, 232 de lei cu un deținut pe zi și aproape 7.000 de ron pe lună cu un deținut, în loc să se apeleze la sancțiunea cu pușcăria, doar în cazuri extreme. La noi pușcăria este regula. Suntem o societate, nu știu, sau un stat cu o gândire totalitară. În loc să trimitem oamenii la muncă, de ce să-l pui să stea degeaba în pușcărie, să n-aibă nimic de făcut? Sigur, aici la noi, conducerea actuală a penitenciarului chiar face eforturi să aducă contracte, să trimite femeile la muncă. Dar gândiți-vă că sunt 170 de persoane noi care și au... Noi filmăm acum în camera copilului care a fost făcută anul trecut aici. Aici vă întâlniți noastră cu fetița dumneavoastră. Da. Din păcate este un penitenciar de femei. Este o dramă ce se întâmplă. De ce trebuie să stea mamele la pușcărie? De ce nu? Bine, dacă nu sunt, nu știu, violente, dacă nu sunt criminale. Aici este și criminala de la metrou. Aici sunt toate persoane... Adică nu să spuneți, domnule, unde e cazul să li se ia banii? Se distrug familii, se distrug copii crescuți la telefon. Aici sunt femei care au pedepse de 17 ani, de 11 ani, pentru ce credeți? Pentru evaziune fiscală. Cele mai mari pedepse sunt date pentru infracțiuni economice. Cele care sunt cu furturi, cu tâlhării, au, nu știu,
3, 4, 2 ani. De câte ori ați văzut cu fetița dumneavoastră? Mă văd relativ des, însă este dramatic. Copiii sunt niște copii distruși, copii care s-a dovedit într-un studiu făcut anul trecut în Statele Unite, acești copii care cresc cu mamele în pușcării sunt copii tarați pe viață, sunt copii care prezintă ei înșiși apoi un risc social. Cei mai mulți ajung ei înșiși să facă infracțiuni. Pentru ce trebuie o mamă să stea la pușcărie? De ce nu știu, de ce nu execută ca în Europa, cu brățară, acasă, să poți să te ocupi de copil, de familie? Copiii ăștia cresc singuri. Ajungi, eu nu-mi cunosc copilul, de la o săptămână la alta, copilul meu este altcineva. Vorbește altfel, spune altfel de lucruri. Ajung copiii aceștia mari. Că mulți ori să spună că foarte multe, mulți părinți au plecat în sănătate din cauza regimului Băsescu și au rămas copiii acasă. Dar unul la mână, că pe acei copii îți poți lua lângă tine, dacă vrei. Pe de altă parte, acest sistem care încearcă să controleze România din afară a făcut și asta. A distrus tot mediul de afaceri, tot ce înseamnă industrie românească a fost distrusă, agricultură, oamenii au rămas fără locuri de muncă și au plecat să lucreze afară. Nu mai avem foarte mult timp, foarte scurt. Aș vrea să mai spun ceva. Este nevoie și aici este greșeala actualului șef al ANP, care vine pe linia lui Macovei, Prună și așa mai departe, a dat un ordin al șefului ANP prin care îngrădește legea și nu dă posibilitatea mamelor să meargă nimănui, niciun deținut. Dar mamele, cred că atât mai mult, ar trebui să aibă posibilitatea să meargă acasă acele 25-30 de zile care sunt prevăzute prin lege. Însă ordinul dat de șeful actual ANP acele zile libere, face atât de dificilă. Cunosc subiectul, am să mă ocup de subiectul ăsta foarte scurt, vreau să mă mai întreb ceva. Vă considerați vinovată? Vă pare rău pentru ceva ce ați făcut și n-ați mai face? Da, sunt multe lucruri pe care le-aș face diferit. Sunt multe pe care aș face pentru mine diferit și care aș face greșit? Pentru țară. Considerați că ați greșit? Nu în dosarul acesta, nu? Adică eu plătesc acum galabute. Eu plătesc 1.800.000 de euro, să înțeleagă lumea. La modul general mă referam. Eu plătesc meciul galabute în România. Pe banii mei România se promova la galabute. Asta plătesc eu în dosarul galabute. În general, da, sunt greșeli pe care le-am făcut. Categorii, mi-e și greu. Probabil că ar fi o listă întreagă de greșeli pe care nu le-aș mai face. Dar în același timp, nici nu puteam să fac. Până la urmă, am fost un politician într-o anumită perioadă, fără prea mare putere, decât aceea de a spune și eu mai departe lucrurile pe care le-am văzut. Nu știu, spre exemplu, acum, dacă nu suntem atenți, să știți că este foarte posibil ca istoria să se repete. Chioveși cu sprijinul grupului de la Cluj, care, spuneam, controlează primăria prin secretarul general al primăriei, controlează, nu știu, poliția prin nepotul pe care domnul Rusciu l-a pus șef la IPJ Cluj, controlează cadastru prin șefa cadastrului. Oamenii aceștia care pot manipula justiția la nivel național, sunt convinsă că o vor putea sau vor dori să o sprijine pe Chioveși dacă va dori să vină să candideze și cred din că va candida. Din păcate am ajuns la final și vreau să fim foarte și corecți. Cred că sunt și în spatele domnului Simion, pentru că domnul Colda, într-adevăr, nu s-o fi întâlnit cu domnul Simion, Colda fiind prea șmecher să întâlnească cu Simion. Asta spunem în următorul interviu, pentru că eu vreau să fim foarte corecți. Dar Simion se întâlnește cu domnul Varga, spre exemplu, de la Suntem Cluj. Foarte da. Corecți și vreau să respectăm. O să mai fac încă o cerere de interviu, să vin încă o dată, dar vreau să respectăm dacă regulile, mai acordă să ne încadrăm. Eu sper că da, pentru că s-au purtat extrem de frumos cu mine și eu vreau să le mulțumesc reprezentanților penitenciarului. S-au purtat foarte frumos. Vă mulțumesc foarte mult și sper să ne revedem curând pentru episodul 2 al interviului. Doamne, așa, dacă nu, luați documentele pe care vi-am dat. Documentele sunt la sediul redacției, ne-am asumat și eu am să le fac și publice. Și urmăriți pagina mea de Facebook pentru că voi continua să spun acolo lucrurile pe care nu ar, dacă nu mai reușiți să veniți noastră încă o dată. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și eu.